Este o scenă care se repetă neîncetat în mintea Elenei Velichko. Rebelii proruși au preluat controlul asupra orașului ei la începutul lunii aprilie. Soțul ei, Vladimir, i-a spus să ia copiii și să plece din oraș. Ne-am dus la gară și ne-am luat rămas bun. Mi-a spus că mă iubește, m-a sărutat pe mine și pe copii și a plecat. După câteva zile, viața ei și a celor 8 copii, cu vârsta cuprinsă între 2 și 16 ani, s-a schimbat complet. Era 8 iunie, ziua de Rusalii. Biserica era pe jumătate goală, deoarece orașul era sub asediul separatiștilor proruși și al armatei ucrainiene. După încetarea serviciului religios, toată lumea se pregătea să plece acasă. Atunci a avut loc ceva îngrozitor. Cei din biserică ne-au chemat și ne-au spus că soțul meu și încă 3 credincioși fuseseră luați de bărbații care așteptau în fața bisericii. Poți să-mi spui ce s-a întâmplat când a ieșit? Alexander Gaivoronski, diaconul bisericii, a fost prezent în acea zi. Bărbații aveau măști și mitraliere, le-au spus celor 4 bărbați să urce în mașinile lor. Rebelii i-au luat pe fiii pastorului, Ruvim și Albert Pavenko, pe Victor Bordaschi și pe soțul Elenei, pe Vladimir. Diferite surse ne-au spus ce s-a întâmplat cu cei 4. Mai întâi, rebelii i-au dus în afara orașului și i-au torturat într-un mod crunt. Următoarea zi, 9 iunie, bărbații au fost urcați într-o mașină și li s-a spus să conducă. Câteva minute mai târziu au fost capturați din nou și împușcați de mai multe ori. Soțul Elenei a ars în mașină. Nu-i urăsc pe ucigașii soțului meu. E foarte ușor să mă întreb de ce s-a întâmplat așa ceva, dar dacă o să continui să mă gândesc la asta, o să mă epuizeze. În aceeași zi, rebelii au incendiat cea mai mare fabrică de mobilă care aparținea tatălui lui Ruvim și Albert Pavenko. A devenit clar că rebelii au avut drept țintă credincioșii evanghelici din oraș. Niciodată nu m-am gândit că în secolul al XXI-lea, într-o țară liberă ca Ucraina, e posibil să experimenteze acest nivel de persecuție. Serghei Demidovici, un lider evanghelic din Slaviansk, a spus despre creștini că se confruntă cu o amenințare continuă. Separatiștii îi vedeau pe creștini ca pe niște dușmani, ca pe o sectă. Persecuția de-abia începea. Toate bisericile protestante din oraș fie au fost capturate de rebeli, fie au fost închise. Ni s-a interzis să ne mai întâlnim, iar conducerea a fost forțată să plece. Altfel urmau să fie arestați. Persecuția se extindea și în afara orașului, în Donețk și Luhansk. Rebelii au câștigat mai mult teren și atacurile împotriva credincioșilor creștea. 2 pastori le-au spus celor de la știrile CBN că au fost arestați și persecutați pentru credință. Ce s-ar întâmpla dacă te întoarce în Donețk? Dacă m-aș întoarce astăzi în Donețk, aș fi arestat la prima vamă și aș fi dus la închisoare. Ultima dată când am fost la închisoare, m-au bătut foarte tare, dar am continuat să vestesc Evanghelia și le-am spus să se pocăiască. Mulți cred că persecuția are legătură cu presiunea din partea Bisericii Ortodoxe Ruse. Rebelii proruși sunt bucuroși să-și facă treaba. Când am fost în închisoare, un soldat rebel mi-a spus că au primit ordinul să omoare toți pastorii creștini care nu sunt parte din Biserica Ortodoxă Rusă. Unii au ales să se ascundă, alții au decis să rămână. În urma acestui conflict s-au născut mulți eroi, bărbați și femei care împărtășeau credința, i-au ajutat pe cei prinși în conflict. Elena Velichko spunea că nu trece o zi fără să se gândească la ziua în care și-a luat rămas bun, la ultimul sărut primit de la soțul ei. Dar credința ei este de neclintit și se încrede în Dumnezeu că îi va purta de grijă ei, copiilor ei și țării. Oamenii mă întreabă cum mă descurc. Atunci le vorbesc despre Dumnezeul Atotputernic care ne vindecă inimile. Poate că nu se întâmplă atât de repede cum ne-am dori, dar procesul e în desfășurare. Rugăciunile oamenilor din lumea întreagă ne ajută. Cel mai important lucru pe care îl puteți face este să vă rugați pentru mine, pentru familia mea și pentru viitorul țării.